Recent s-au împlinit 71 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Nicodim. Cu acest prilej, la școala gimnazială Maica Domnului din Capitală, Departamentul pentru Copii și Tineret, Ateneul Sfântului Pantelimon, a organizat astăzi o expoziție și o oră de religie deschisă dedicată celui de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La școala gimnazială Maica Domnului din Capital a fost prezentată astăzi o expoziție care evidențiază primele numere din periodicul Ateneul Sfântului Pantelimon al parohiei Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din sectorul 2. Cele 10 numere ale periodicului din perioada 1941-1942 au fost descoperite recent de Silviu Constantin Nedelcu, bibliotecar la Serviciul Bibliografie Națională al Bibliotecii Academiei Române. Părintele Bogdan Teleanu de la parohia Sfântul Pantelimon le-a vorbit elevilor despre Patriarhul Nicodim, cel care a acordat aprobarea de funcționare a periodicului. Am observat un lucru important pentru proiectele care le desfășurăm la parohia noastră. De câte ori urmăm agenda Patriarhiei Române sau ne propunem să abordăm un anumit subiect, Dumnezeu ne ajută. În cazul acesta, întrucât este anul comemorativ al Patriarhului Nicodim Munteanu și recent chiar am comemorat 71 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, în acest context s-a petrecut o descoperire extraordinară din punctul meu de vedere și când spun acest lucru știu de ce, pentru că sunt 10 ani de cercetare, 10 ani în care am căutat să descoperim numerele din Ateneul Sfântului Pantelimon, care a fost înființat în anul 1941. Luna aceasta, iată că am reușit la Academia Română și la Biblioteca Central Universitară din Cluj să dăm de urma lor. Iată că prin insistențele unui bibliotecar, domnul doctor Silviu Nedelcu, Dumnezeu ne-a descoperit și restul de numere care ne lipseau și care vin să completeze informația pe care o aveam deja despre preoții care au fondat această revistă și foarte important de subliniat, despre faptul că această revistă funcționează cu binecuvântarea și aprobarea Patriarhului Nicodim Munteanu, un semn că toată lucrarea aceasta noastră de cercetare stă sub binecuvântările lui Dumnezeu. Cum ați descoperit acest periodic? În primul rând în bibliotecă. L-am descoperit în Biblioteca Academiei Române, unde cu bucurie lucrez, de anul trecut. Și întâmplarea face că pe părintele Bogdan Teleanu îl cunoșteam încă de la Patriarhie, de când lucram. Și atunci când am găsit revista respectivă, mi-am adus aminte că are o legătură, să spunem așa, directă cu părintele. Pentru că în bibliotecă nu existau primele numere, sau așa cel puțin credeam, am luat legătura cu dânsul, i-am spus că se află la BCU Cluj o parte și atunci, mergând pe firul acesta al cercetării, am descoperit ce toată revista integral, numerele 1-10, care au apărut în perioada 1941-1942 și care astăzi fac obiectul acestei expuneri, acestei prezentări. Evenimentul s-a desfășurat în contextul parteneriatului dintre Școala Maica Domnului și Parohia Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Astăzi este 1 martie, nu? Și obișnuim ca de 1 martie să ne bucurăm, să primim mărțișoare, să primim flori, să ne urăm de bine, nu? Și pentru că am vrut ca urările noastre să fie însoțite de ceva viu, ne-am gândit să avem o întâlnire cu un bibliotecar. În general, profesorii invită în cadrul orelor matematicieni, fizicieni sau știu eu ce oameni, sau politicieni sau oameni de cultură. Astăzi eu m-am gândit la un bibliotecar. De ce? Pentru că am considerat că ziua de 1 martie, o primă zi a primăverii, să trezească în copiii școlii gimnaziale Maica Domnului ceva, adică dorința de cunoaștere, dorința de cercetare. Pentru că nici eu nu am știut decât până astăzi că un bibliotecar nu e așa orice. Este omul ăla care cercetează, omul acela care citește mult și sigur că și noi am primit astăzi în dar un mărțișor așa de frumos. Expoziția face parte din activitățile prin care grupul de cateheză de la Parohia Sfântul Pantelimon participă la cea de-a 11-a ediție a concursului național catehetic Hristos, sufletul satului meu.